Cele mai sexy interprete de la noi niciodată nu-și va face publice pozele din adolescență. Dar nu le arăt la nimeni. Chiar mai alaltăieri mi-a trimis un verișor de-a mea o poză. La început am râs, dar după aia m-a apucat groaza. Sincer vorbind, l-am văzut și e de nerecunoscut. Pe atunci avea kilograme în plus, așa că e frumoasă și arată bine pentru că muncește și nu puțin. Eu nu am norocul ăsta ca să mănânc tot ce vreau eu și să rămân suplă. Deci eu trebuie să dau foarte mult din coate ca să mă păstrez așa cum sunt. Cel mai mult cred că a fost peste 60 și ceva. Inițial eram mega slabă, deci până în clasa 7 undeva mă sufla vântul, eram super slabă. Însă după aia a început un alt fel de proces și am început să pun pe mine. Mi-a fost foarte greu să slăbesc. Care a băgat complexele în ea este Dan Bălan, care, înainte de a o lansa în presă ca Chica Bomb, a trimis-o să slăbească. Doamne, zici, Mitania, tu dacă vrei să cânti, trebuie să slăbești. Și eu zic, adică, eu arăt normal, eu tare mult vroiam să am pătrățele. Deci ăsta era visul meu. Eu mă uitam că eu în perioadă slăbisem foarte mult, nu țin minte, și eu eram slabă, dar oricum era parcă și burtică, nu știu cum, eu nu înțelegeam de ce. Deoarece eu mâncam incorrect. Adică, în sens că eu făceam sport, dar nu mâncam ca lumea. Și, adică, ideea e toate ca să nu mănânci carbohidrați. Tani Vander face minuni în bucătărie, dar mai rar gustă din ce gătește, pentru că în creierul ei se aprinde butonul roșu, strict interzis. Mie îmi place să gătesc deserturi, îmi place să hrănesc pe ceilalți, cum s-ar zice. Mai ales cheesecake-uri, mama mică gătește foarte gustos, sora mea la fel și locuind împreună, dați seama că nu mă așteptau pe mine să vin de la ore ca să mă apuc să gătesc. Maxim, puteam să prăjesc niște cartofi, câteodată mama îmi spunea, cum ai stimărit, fată dragă, dacă tu nu știi să faci o mâncare. Dar cred că este genetic chestia asta într-o măsură oarecare, deoarece prima dată când am gătit, din prima a ieșit bine. La discută cu Galina, a preferat să gătească pește la cuptor fără garnitură și fără pic de sare. Galinei Toma și-a sărit în ochi rețeta, mai ales că are ce comenta la capitolul excluderea sării din mâncare. Excesul de sare contribuie la creșterea tensiunii arteriale. Viceversa, mai puțină sare înseamnă o inimă mai sănătoasă și tensiunea arterială în limite normale. De aceea e indicat să nu exagerezi cu sarea adăugată în mâncare și să nu treci de limita celor 2 grame pe zi de care are nevoie un organism sănătos. Sarea este cel mai utilizat condiment, dar nu e singurul. Sunt multe alte gusturi și arome care merită să fie descoperite. În loc să lași sarea să fie nota principală în mâncarea ta, încearcă ierburi aromatice, condimente uscate sau mirodenii. Putem modifica gustul cu siguranță și fără sare. Folosește, de exemplu, pătrunjel. Dă o aromă proaspătă, un gust revigorant, oricărui fel de mâncare. Ghimbirul în loc de sare va conferi o aromă unică, exotică și picantă. Busuiocul desăvârșește perfect gustul roșiilor și al brânzei. E greu, dar nu și imposibil. Încearcă un experiment. 2-3 zile fără sare. Vei vedea cum ți se vor schimba gusturile. Tani Vander susține că a învățat arta mâncării sănătoase și e gata să-și împărtășească experiența cu fetele care suferă de pe urma kilogramelor în plus. Și eu când am început să trec la modul ăsta de viață, fără carne, era întrebarea mea principală, ce o să mănânc? Dar totul. Deci mănânci totul în afară de carne. Na, eu nu mai mănânc cartofi, nu mănânc orez, cereale.